Proiectului Bardozi surprinde trecerea timpului. Fotografiile artistului aduc în lumina obiectivului destine împlinite, chipuri îmbătrânite, fețe radiante. În unele fotografii, amprenta timpului lasă riduri, arată griji și necazuri. Marea provocare a artistului a fost să regăsească aceleași persoane la interval de peste 15 ani și să le surprindă îndeosebi în aceeași postază în aceleași locuri. Maramulese e casa d'oro pentru mine. E io iubesc Maramulese. Iubesc Maramulese, iubesc persoane. Pentru ce mine, când are mașina Podul de Mara, îmi place contact care are cu persoane. Place peisaje, place tot, ma place contact care cu persoane. Când spune bine aici, la altă casa, se mai uță palinca împreună, e un pote pentru ficatela. Mulțumesc a tot cu persoane che ha fatto posele, mi ha spusso tutto da. Este puțin, 4-5 persoane che mi ha spusso nu. Încă un lucru aș vrea să subliniez, nu am fost niciodată un bun vorbitor, nici în italiană și nici în română. Credo che è per questo che io scrivo con la luce. Poate de aceea am ales să scriu cu lumina, lumina fiind aparatul de fotografie. Această expoziție va fi donată Muzeului Maramureșului din Sighet. Conducerea muzeului vorbește chiar de realizarea unui album care va reuni fotografiile lui Virgilio Bardozi și ale fotografului asiatic Mia Cosei pentru a arăta cum este văzut Maramureșul de mari fotografi ai lumii. Este o expoziție extraordinară, care practic este complementarul unei cărți la fel de extraordinare, care va face epocă. Și anume este vorba de un om care a îndrăgit Maramureșul, a îndrăgit plaiurile, oamenii, felul nostru de a fi, care s-a aplicat cu multă atenție și cu profesionalism asupra omului, asupra peisajelor Maramureșului și care a redat după 20 de ani aceiași oameni, aceleași locuri, făcând chiar o scurtă trecere în timp a celor care i-a fotografiat. Virgilio Bardozi este unul dintre cei mai mari fotografi ai lumii. Are expoziții și în același timp prezențe nu numai în arta fotografică, ci și în alte domenii. A făcut foarte mult pentru copiii săraci, pentru copiii uitați ai lumii și iată că el reînvie un curs de viață, un curs de eternitate care este acest Maramureș pe care noi îl numim ancestral. Dar această expoziție arată prea bine că nu numai timpul trece peste noi, ci trece peste viața noastră, peste cei de lângă noi. Este atât de impresionant, de emoționant să vedeți oameni care nu mai sunt între noi, oameni care vezi într-un șir din 17, fotografia după 20 de ani mai arată 6 doar și spune Virgilio, restul sunt plecați în străinătate, veți vedea oameni care nu mai sunt trecuți în eternitate, dar aparatul de fotografie i-a imortalizat în aceste imagini. Fotografiile arată nu doar trecerea timpului peste chipurile surprinse de aparat, ci și peste locuri, tradiții, ocupații, peste Maramureș. Peste tot unde vă veți uita, vă veți uita și veți vedea diferențe de 15-20 de ani. Sunt aceiași oameni, din păcate putem spune, sau din fericire, depinde din care parte ne uităm. Și Maramureș a evoluat ca toată lumea asta. În unele locuri evoluția ne întristează pentru că, din păcate, orice evoluție se dezvoltă sau se duce în oarecum în defavoarea tradiției. Mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru Maramureș. Faci parte dintre acei români, în ghilimele, care au venit aici, s-au naturalizat într-o oarecare măsură și fac pentru țara asta de multe ori mai mult decât facem noi înșine asemenea lucruri. Ce să spun, să fii sănătos ca să poți să vii peste încă 15 sau 20 de ani, să faci al treilea rând de fotografii cu aceleași personaje și proiectul să devină mai mare decât este acum. Fotografia pentru Bardozi este un stil de viață, cel mai bun mod de a comunica. Bardozi a oferit autografe tuturor celor care au cumpărat albumul de fotografii.